Mosețea credinței Emisiune realizată în studioul Radio Maria din Iași de Părintele Adrian Blăjuță Bun găsit, dragi ascultători! Sunt Părintele Adrian Blăjuță ca de fiecare dată mă bucur să vă întâlnesc pe Calea Undelor, Radio Maria și să vorbim despre subiecte de actualitate pentru viața noastră de credință. Suntem în săptămâna mare în Biserica Romano-Catolică. Această săptămână ne poartă pas cu pas spre solemnitatea învierii. Parcurgem împreună cu Hristos tridumul pascal, acela în care noi medităm la suferințele, moartea și, bineînțeles, apoi învierea Mântuitorului nostru. Este o perioadă sfântă, o perioadă în care ne pregătim. Încercăm să ne pregătim cât mai bine pentru ca să ieșim cu Mântuitorul victorioși în viați. Așa cum am procedat de-a lungul acestui timp sfânt al postului mare la emisiunea Frumusețea credinței, pe care o ascultați în acest moment, am vorbit despre spovadă, despre cum să facem o spovadă cât mai bună și să fie cu roade pentru sufletul nostru și pentru viața noastră de fiecare zi. Așadar, mă bucur să îl salut din nou alături de noi pe Părintele Iosif Enășoaie, profesor la Facultate de Teologie Romano-Catolică din cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, Bun venit, Părinte Iosif, la o nouă ediție a emisiunii Frumusețea Credinței. Bine ne-am reîntâlnit și dorim tuturor ascultătorilor noștri să se bucure de aceste momente. E adevărat, am discutat în ultimele ediții despre pașii pe care trebuie să-i facem atunci când noi ne pregătim pentru a face o spovadă și apoi cum putem să ajungem și să primim dezlegarea pentru păcatele noastre. Am vorbit despre aceste etape: despre cercetarea cugetului, despre căință, despre propunere, despre această mărturisire a păcatelor. Și, așa cum am vorbit în ultima ediție, au mai rămas anumite lucruri de discutat despre mărturisirea păcatelor. Iar în această ediție ne vom axa mai mult pe ceea ce înseamnă. În destularea sau îndeplinirea pocăinței pe care o primim în cadrul Sfintei Spovezi. Dragi ascultători, vă reamintesc faptul că avem și cele două rubrici speciale preluate din Revista Lumina Creștinului, Revista a Diecezei de Iași, rubrica Lămuriri din Biblie a Părintelui Alois Bulai și rubrica În apărarea sănătății a doctorului Bianca Hanganu. Și totodată vă reamintesc faptul că pe parcursul emisiunii aveți la dispoziție și numărul de telefon al Radio Maria pentru a intra în dialog cu noi. Numărul, vi-l reamintesc, este 0359 444 410. Așa cum v-am mai spus și în edițiile trecute, E frumos să vă împărtășiți aceste gânduri, neliniști, nemulțumiri, mai bine zis, neclarități care apar în ceea ce privește acest subiect, așa de important pentru noi, pentru viața noastră de credință, Sfânta Spovadă. Și ne-am bucurat în edițiile trecute să vă și ascultăm și să dăm răspunsuri, zic eu sau să încercăm să dăm răspunsurile cele mai potrivite la nelămuririle dumneavoastră. În cazul de față, acum vorbim despre spovadă. Așadar, părinte Iosif, haideți să pornim discuția noastră. Să mai bine zis să continuăm discuția noastră din edițiile trecute ale emisiunii Frumusețea Credinței. Vorbim despre spovadă, vorbim despre aceste elemente, aceste momente ale pregătirii pentru Sfânta Spovadă și apoi cum putem să primim o dezlegare și să fie fructuoasă pentru, pentru noi, pentru viața noastră. Haideți mai întâi să facem o retrospectivă a acelor a momente, a emisiunilor trecute și să prezentăm pe scurt despre ce am vorbit până acum în cadrul emisiunii Frumusețea Credinței în această perioadă a Postului Mare. Da, vă amintesc că am început să vorbim despre păcat, pentru că la Sfânta Spăvadă trebuie să mărturisim păcatele. Am încercat să lămurim anumite lucruri legate de păcat, după aceea, am făcut uh, primul pas în uh, împlinirea condițiilor necesare pentru a putea dobândi iertarea păcatelor prin sacramentul mărturisirii păcatelor sau al păcălței. Uh, după ce ne-am gândit sau am făcut o cercetare a conștiinței cu privire la păcatele cu care l-am ofensat pe Dumnezeu, am uh, încercat să trezim în sufletul nostru căință ceea ce înseamnă durerea sufletului pentru că l-am ofensat pe Dumnezeu prin păcatele noastre, apoi am vorbit despre hotărâre sau propunere de îndreptare a vieții noastre, de a evita păcatele, de a evita ocaziile care ne duc la păcat, o altă condiție este aceea a mărturisirii păcatelor, așa cum se numește sacramentul acesta, printre alte denumiri pe care le are, este și mărturisirea păcatelor, spovada înseamnă mărturisire, și am arătat câteva aspecte legate de această condiție de îndeplinit pentru a putea dobândi iertarea păcatelor. Și am văzut că atunci când mergem la spovadă, suntem, să spunem, ținuți la mărturisi păcatele pe care le-am făcut. În primul rând, trebuie să mărturisim păcatele grave păcatele de moarte, acelea care cu adevărat ne-au separat de Dumnezeu datorită gravității acestor păcate. Spuneam că în legătură cu aceste păcate trebuie să amintim și numărul acestora, cel puțin uh, cu aproximație cât mai apropiată de adevăr, dacă eventual sunt păcate multe și dacă nu mai ținem minte de câte ori chiar dacă am făcut o cercetare uh, sinceră a conștiinței noastre. Avem, un telefon acum în direct, exact după ce părintele a făcut o prezentare a discuțiilor noastre de până acum și vă ascultăm. să fie Isus Hristos! Să fie Isus și Maria! În vecii vecilor! sunt Ana și vă sunt din Belgia. Și mă bucur, e că am ocazia aceasta, pentru că de când mă aflu în țara asta, am o mare ne necază, sau nu știu cum să mă exprim, iertați, am și... Deci eu nu reușesc să-mi spun păcatele aici în Belgia. Toată lumea se cuminecă la liturghie, dar nu spun păcatele. Și de câte ori am mers încă, am schimbat și preoții și biserica și m-am dus la fiecare și toți mi-au spus că nu-i nevoie. Nu-i nevoie să-mi spun. Poate nu, nici nu... -mi nu vorbesc bine franceză, nici flamandă, poate nu vor înțeles. Nu, am trimis și copilul, pentru că suferim toți de necazul ăsta. Și noi la fiecare dată ne-au spus că nu-i nevoie să ne spunem păcate, de putem să ne împărtășim direct. Și noi trăim, urma, de când suntem în Belgia, nenorocirea asta de sărbători ne apasă cel mai mult. Altă dată, la un alt preot, m-am pic mă scuzați că vreau să vă spun toate povestea mea. Am mers și am insistat mult de tot. Vă rog, eu nu pot, nu mă simt bine, nu vreau să mă ascultați. Nu ascultat și m-a direct sunt Împărtășanii. Nu m-am simțit bine nici așa. Nu, știu, ori așa e sistemul aici, ori eu nu știu să mă exprim. Nu știu, deci trăim, trăim o durere. De când suntem în Belgia, toată familia, toate și alți străini, nu știu dar toată lumea să împărtășește la liturgie, toată biserica. Numai noi, familia noastră, rămânem în bancă, pentru că noi așa am fost învățați din țara din care venim, sunt în Slatina Timi, din care a se venim. mult de tot la sărbători, că nu pot să fac și ce până nu am ocazia să mă duc acasă. Atunci, da, e adevărat, dar aici, în țara asta, cum să facem, părinte? Poate nu-i greșeală că am întrebat asta dacă îmi primim binecuvântarea de la Radio Maria sau nu știu, de la de Papa sau poate nu știu, e bună întrebarea asta să vă întreb cum ne puteți ajuta și pe noi, cei care suntem departe de casă. Aveți... Să ne bucurăm de Sfântele Sărbători. Așa este. Aveți uh... Vă mulțumesc mult, vă mulțumim mult pentru această, această întrebare și să știți că sunteți foarte îndreptățită să faceți o astfel de întrebare. Pentru că există o tristețe, din păcate, pentru mulți care nu pot din anumite uh, situații, în cauza anumitor situații a unor obișnuințe care au apărut, uh, uitați așa cum spuneți și dumneavoastră în Belgia, uh, și uh, da, bineînțeles. Trebuit, și mi spus că nu, nu trebuie să. să... Deci pot să mă cu mine dir, dir, direct, așa, nu știu cum ori. Eu am spus că eu nu pot, așa, nu, nu, nu pot. Nu, 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 așa trebuie da. să merg și să primesc ca toată lumea sunt împărtășane. Da. O să, o să vorbesc și cu părintele Iosif, o să vă dăm, să încercăm să dăm și un răspuns. Bine. Cert este. Bine. Da, vă mulțumim mult pentru și. Doamne, ajută să și dea el, domnul. Și, și sărbători fericite. Să dea domnul, vă mulțumim mult, zile da, bine cu în vecii vecilor, mulțumim, mulțumim mult. Știu că este o durere pentru mulți. Dintre cei plecați din țară, care nu au posibilitatea, poate este un preot la nu știu câte persoane sau nu știu câte comunități, sau poate sunt și probleme, tocmai, cum spuneam, din cauza anumitor obișnuințe, să nu mai existe această disponibilitate. E o tristețe pe care noi trebuie să o recunoaștem din, din partea pentru anumite comunități. Părinte Iosif, ce părere aveți despre această situație despre care ne-a vorbit doamna care ne-a surat? Da, eu aș putea să dau dreptatea celor preoți că putem să ne împărtășim și fără spovadă, dar dacă nu avem niciun păcat de moarte, dacă cineva a săvârșit un singur păcat de moarte, este necesar să se spovedească personal, la un preot și să primească dezlegare de la preotul respectiv, altfel să nu se apropie de împărtășanie, pentru că ar face un sacrilegiu. Chiar dacă preotul spune poți să mergi să te împărtășești, el poate să ne ofere posibilitatea de a ne împărtăși, dar dacă îndăi ne dă dezlegare. Dacă nu, el nu e mai mare decât um, um, canonul bisericii, dreptul canonic al bisericii care cere lucrul acesta ca cineva care a avut nefericirea să facă un păcat de moarte să se poată împărtăși. Doar în cazuri cu adevărat excepționale, numai atunci cineva se poate împărtăși fără să facă spovada aceasta personală, directă cu preotul. Dar dacă cumva cineva are o conștiință sensibilă, să spun cum aveți dumneavoastră o conștiință aceasta, a păcatului, în sensul că vă dați seama că păcatul e păcat și că el trebuie mărturisit pentru a putea primi cu vrednicie Sfânta Împărtășanie. Atunci mai bine este să stați liniștiți în biserică, fără să mergeți să vă împărtășiți atât timp cât nu ați avut posibilitatea să primiți dezlegare la scaunul spovezii, fără să vă mai complicați existența. Dacă într-adevăr de Sfintele Sărbători au zis că preotul dă o dezlegare generală pentru toți credincioșii de acolo, puteți să mergeți la acea dezlegare generală, să primiți Sfânta Împărtășanie după acea dezlegare generală, rămânând ca atunci când vă veți întoarce în țară, să mergeți frumos și să vă faceți mărturisirea păcatelor aici, în țară, la noi, unde puteți să vă eh, aduceți pacea și bucuria sufletului. Cam așa este, cât că, cea mai bună procedură pentru a putea să participăm cu adevărat la Sfânta Împărtășanie. Nu înseamnă că toți cei care merg la Împărtășanie, fie în Belgia, fie în Franța, fie în Germania, fie în altă parte, toți sunt vrednici să primească Împărtășania. Domnul știe cu conștiința fiecăruia dintre cei care se împărtășesc, dar să nu facem sacrilegiu, adică să nu primim nevrednicește Sfânta Împărtășanie pentru că așa fac toți, pentru că așa e obiceiul aici, pentru că așa merg toți. Nu, nu facem lucrul acesta. Să avem respect deosebit față de Sfânta Împărtășanie și să o primim atunci când știm că conștiința noastră este curată și că putem, într-adevăr, să-i deschidem inima noastră lui Iisus Hristos. Da, sperăm că am mai liniștit-o pe ascultătoarea noastră și eu cred că ar trebui totuși să meargă și să-i spună și părintelui, uitați, eu îmi doresc lucrul ăsta. Da, da. Să, facem... să ceară, să ceară cu, să spunem, cu insistență, dar cu o insistență de aceea frumoasă, fără să-l, să spunem, să-l supere, să le să judece pe preot. Sau... Exact. Nu, să spună părinte, eu am o obișnuință, sau familia noastră este obișnuită ca din când în când să facem această spovadă. Dacă dumneavoastră nu ne puteți ajuta, puteți să ne recomandați un preot la care să mergem să facem această spovadă, și noi vă mulțumim dacă ne uh, or, um, dirijați undeva la un preot care are această uh, uzanță, această Sigur. disponibilitate uh, și timpul necesar pentru a ne asculta și nouă spovadă. Da. Iată că mai sunt și astfel de probleme, din păcate, și. Uh... Revenim, Părinte Sif, la, la discuția noastră. Vorbeam despre mărturisirea păcatelor și rămăsesem, data trecută, să prezentăm un pic o schemă, după care să ne ghidăm atunci când ne mărturisim păcatele, pentru că noi am învățat la prima sfântă împărtășanie, că avem poruncile lui Dumnezeu, poruncile bisericii și cumva am învățat să pregătim această cercetarea cugetului, apoi și mărturisirea păcatelor după această schemă. Ce părere aveți? Cum putem să prezentăm? Pentru că, ca să ne fie ușor și să spunem toate păcatele pe care le avem pe suflet, dar și să urmăm un anumit itinerar, o anumită schemă. Da, dacă cineva obișnuiește să facă lucrul acesta, cercetarea conștiinței în funcție de poruncelul lui Dumnezeu și ale bisericii și păcate capitale sau altele, atunci, dacă face această cercetare, este bine să-și fixeze bine în minte care sunt păcatele prin care a încălcat aceste porunci și să le prezinte în ordinea în care și-a făcut această cercetare a conștiinței. Dacă nu are o, acest, o schemă de felul acesta legată de cercetarea conștiinței și preferă să facă altceva în sensul că face o cercetare a conștiinței după cum am primit, să spunem, legea nouă a iubirii, sau în ce a încălcat această nouă lege a iubirii, sau să facă o altă cercetare a conștiinței după cum a practicat faptele de caritate față de aproapele. Este, să spunem, nu este nicio schemă obligatorie pe care să o urmeze. Fiecare poate să urmeze un drum al său personal sau cineva care Face o cercetare amănunțită a conștiinței legat de un anumit defect, de o anumită patimă dominantă, și vrea acolo să insiste mai mult pentru ca să-și elibereze conștiința de acele păcate. Poate să facă în felul acesta. Important este ca, dacă cineva are păcate grave, acelea să le fixeze în memorie la cercetarea conștiinței și când se prezintă la confesional, la scaunul de spovadă, să prezinte în primul rând, să mărturisească în primul rând acele păcate grave pe care le-a săvârșit. După aceea adăugând și pe cele veniale sau ușoare sau lesnertătoare. Apropo de această listă pe care o pomeniți Sfinția voastră, sunt persoane și poate ni se întâmplă și nouă să mergem ca un fel de, să avem la noi un fel de poezie, am făcut păcatele acestea și să le enumerăm și să facem sau să spunem aceleași păcate întotdeauna. Există și riscul descurajării. Vorbeam și în edițiile trecute ale emisiunii. Cum putem să facem să evităm descurajarea? Pentru că există riscul atunci când ne pregătim spovada și când mergem la scaunul de spovadă și vedem că, de fapt, avem aceleași păcate pe care le-am făcut și până la spovada precedentă, există riscul acesta al descurajării. Se spune, A, da, din nou mă duc cu aceleași păcate, n-am reușit să mai îndrept ceva în viața mea. În general, se poate întâmpla lucrul acesta la persoanele care vor să ducă o viață creștină să spunem, mai profundă. Acelea care fac spovadă devoțională, o numim noi. Aceștia pot ajunge la un moment dat în această situație că uh, sunt uh, obligate să mărturisească mereu aceleași păcate. Când e vorba însă de cei care se spovedesc mai rar, să spunem o dată de pian la Paști, aceștia de obicei nu repetă uh, aceeași schemă, uh, aceeași listă de păcate, pentru că aceștia Marea majoritate a lor, din nefericire, trebuie să constate că au săvârșit păcate mari. Au păcate, au lipsuri mari în ceea ce privește împlinirea legilor lui Dumnezeu și ale Bisericii. Și pentru aceștia nu apare această listă continuă. Poate pentru cei care au ajuns să se obișnuiască foarte mult cu anumite păcate, chiar grave, au ajuns la viciu. De exemplu, viciul înjurăturii, ca să spunem așa, în la tot pasul. Iese din gură în și nu de lucruri mărunte, de lucruri sfinte. Sau cei care vorbesc cuvinte indecente au un vocabular de acesta plin de cuvinte indecente. Ei și aceștia spun, da n-am ce face, eu trebuie să spun aceleași păcate. Când e vorba de păcatele de moarte, acestea pe care oamenii le repetă, credincioșii mă refer, le repetă trebuie să-și dea seama că înseamnă că nu au luat în considerare, în serios sau cu seriozitate hotărârea pe care luată luat o, -o spovadă. Dacă se întâmplă că am mai căzut din când în când, am mai rărit păcatele, deja este un pas înainte dacă am rărit păcatele și să nu ne descurajăm. Pentru că dacă am reușit de mai multe ori să ne abținem de la anumite păcate, e un pas înainte. Trebuie acum să ne ducem din nou la spovadă, să le recunoaște pe cele care le-am săvârșit, și din nou să luăm hotărâre de data aceasta cu mai mult curaj, știind că deja am reușit să rărim păcatele și să și prin aceasta am făcut un progres. Și uh, aceasta să ne dea încredere că e posibil ca la un moment dat să evităm toate păcatele de moarte. Când e vorba de păcatele mișor estrătătoare acolo. E, să spunem, e destul de greu să le evităm pe toate. Sunt uneori făcute din slăbiciune, pur și simplu, poate dintr-o neatenție. Dar când e vorba de păcatele de moarte, acolo este atenție, acolo este concentrare, pentru că păcatul de moarte se face cu știință și voință de plină și într-un lucru grav. Deci, eu îmi dau seama foarte bine ce fac. Când e vorba de lucruri mărunte, acolo poate să-mi scape ceva. Dintr-un moment de neatenție, dintr-un moment de slăbiciune mai știu, provocat de cineva, fără să îmi dau seama, imediat am, am făcut o greșeală mică, un păcat mic. Atunci, da, dar când e vorba de păcatele mari, acelea fiind uh, o implicare a voinței și a științei, acolo nu mai avem scuză că eh, păi s-a întâmplat, că nu știu ce, nu, acolo nu s-a întâmplat. Păcatele de moarte nu se fac din întâmplare, se fac conștient și voit. Părinte Iosif, am întâlnit în, într-o deseori, de fapt, la spovadă, când cineva vine sincer, pregătit, sufletește, făcând și cercetarea cugetului, având și celelalte momente trăite, pregătite bine pentru a face o spovadă bună, vine la scaunul de spovadă și mărturisește păcatele, și uh, primește dezlegarea și vezi chiar dorința acelei persoane de a se și disponibilitatea de a, de a face o spovadă bună. Dar se întâmplă să vină poate după o zi sau două și să ne spună părinte. Când am ieșit din scaunul de spovadă, pur și simplu mi-am adus aminte că nu am spus un păcat și nu mai am liniște uh, de din momentul respectiv. Ce putem să spunem astfel, um, unor astfel de, de, persoane? Pentru că eu cred că nu le este ușor dacă um, vine, vor să facă un, o spovadă bună și apoi ies și au această um, mustrare de conștiință. Dacă la spovada respectivă au mers cu toate dispozițiile sufletești pentru a face o spovadă bună, dacă s-a întâmplat că au uitat un păcat sau două sau trei sau cinci, sau chiar mai multe: păcate de moarte. Dacă s-a acuzat spunând: Îmi mă recunosc toate păcatele, îmi pare rău de toate păcatele pe care le mărturisi, și de cele de care acum nu mi-aduc aminte, mă acuz în fața lui Dumnezeu și de cele care acum nu mi le amintesc, atunci să fie sigură că a primit dezlegare de păcate, și la următoarea spovadă. Când își aduce aminte că a uitat ceva, să vină și să spună: Părinte, la spăvada anterioară am uitat, am uitat, rețineți, am uitat să spun aceste păcate. Nu că le-am ascuns, nu că le-am tăinuit, nu că mi-a fost rușine să le spun, pur și simplu le-am uitat. Pentru că poate să fie o emoție de aceea interioară care ne face pe moment să ne pierdem, să spunem, totalul control al memoriei. Și, pur și simplu. Am uitat acele păcate. Deci când uităm, nu e un pericol de a, ne, de a nu putea să ne împărtășim. Nu, mergem frumos și ne împărtășim. Dacă preotul ne-a dat dezlegare și suntem dispuși să facem pocăință, revenim după o zi, două, trei sau când avem noi posibilitatea, când vedem că într-adevăr e posibil să ne spovedim, mergem pentru a ne uh, liniști și mai mult conștiința. Dar trebuie să rămânem liniștiți în conștiința noastră dacă am avut toată dispoziția să ne mărturisim toate păcatele cu sinceritate. Tocmai nu este neapărat uh, acum necesar să mergem și să facem altă spovadă sau uh, asta doar să ne liniștim, uh, poate, conștiința noastră, sau poate chiar la următoarea spovadă poate să vină peste o săptămână, două săptămâni, o lună sau uh, jumătate de an și să amintim acel păcat. Păcatele. Și acestea, nu? Care nu sunt uh, amintite sau uh, sunt uitate pur și simplu la povadă, acestea sunt iertate automat, nu? Sunt iertate prin uh, faptul că am venit să ne mărturisim sincer păcatele noastre și nu am avut uh, intenția să ascundem ceva. Însă, eu ar spune totuși că ar fi bine pentru credincioși ca să-și liniștească conștiința să o facă cât mai curând posibil că dacă nu s-ar putea și să uite lucrurile acestea și să revină nu știu după cât timp și să stea cu o conștiință de așa, dacă cumva da, da. am făcut o greșeală că nu m-am dus atunci să mă mărturisesc. E mai bine să meargă cât mai curând posibil. O să vorbim mai multe și despre ce înseamnă persoana scrupuloasă, dar avem un telefon acum în așteaptă să intre în direct și chiar salutăm ascultătorul nostru. Lăuda să fie Isus Hristos. În vecii vecilor, amin. Bine v-am regăsit. Sunt Elisabeta de Râmnicu, ce am sunat și rândul trecut. Felicitări pentru emisiunea pe care o aveți și ne bucurăm, iubim Radio Maria și ne bucurăm foarte mult, mai ales că noi creștinii putem intra în dialog cu dumneavoastră, ne ajută foarte mult. E, aș vrea să vă spun că învățăturile dumneavoastră, învăț învățăturile Părintelui, pe mine m-a ajutat și pe toată lumea, cred că a ajutat foarte mult. Eu parcurg de la mine de acasă până la biserica de Râmnicu Romano-Catolică, Sfântul Anton de Padova, în jur de 2 km și peste 2 km. Și după ce am auzit, deși știam, dar totuși mi-a reamintit părintele, că trebuie să spunem actul de căință din suflet recetarea cugetului. Eu nu am avut atunci păcate mare, am avut păcate minore. Credeți-mă, Părinte, mi-a luat mai mult de jumătate din drum spre biserică, spunând actul de căință. Nu mi-a venit să cred. Eram aproape spre biserică. Spunând actul de căință. Foarte mult ne ajută emisiunile dumneavoastră, chiar dacă noi le știm, le uităm, le luăm, le luăm cu altceva ne spovedim, după aceea ne împărtășim, iară, ne vine rând, iar, dar învățăturile dumneavoastră. Deci mie mi-a luat atâta timp și am făcut, am spus actul de căință din tot sufletul. Și contează extraordinar de mult învățăturile pe care mi le aduce. Suf... Felicitări, mulțumesc din tot sufletul. Un paște luminat pentru toți creștinii, pentru toți auditorii, pentru dumneavoastră un paște plin de Isus Hristos dați să fie și pe Maria. În vecii vecilor, amin. Mulțumim mult. Să știți că aceste cuvinte ale dumneavoastră înseamnă foarte mult pentru noi. Pentru că până și dumneavoastră, doar o singură persoană, sunteți motivul pentru care noi încercăm să răscolim un pic în, în această învățătură a bisericii, să ne mai reamintim și noi anumite lucruri și să vă transmitem și dumneavoastră pentru a vă ajuta. Asta este scopul, asta este și dorința noastră și de asta aveți și posibilitatea telefoanelor și mă bucur că Părintele Iosif a fost de acord chiar și a susținut foarte mult această idee de a face un program în perioada postului mare despre spovadă. Și iată, atunci când ne oprim un pic și privim în sufletul nostru și când dăm un pic de timp vieții noastre spirituale, descoperim lucruri extraordinare pentru noi. Mergem mai departe să vorbim despre ceea ce înseamnă mărturisirea păcatelor. Am vorbit despre uh, această problemă a celor care ieșind din scaunul de spovadă poate și uită anumite păcate sau și amintesc de faptul că au uitat anumite păcate. Și, părinte, vedeți, este o situație dificilă cu persoanele scrupuloase. Uh, de multe ori eu mă gândesc că uh, este o suferință enormă pentru astfel de persoană care merge la spovadă, face tot posibilul să facă o spovadă bună, se pregătește spiritual, ia păcatele așa din fira păr și le prezintă preotului și totuși iese, ies aceste persoane nemulțumite, neliniștite din discaunul de spovadă. Ce putem să transmitem? Poate sunt și printre ascultătorii noștri astfel de persoane care pur și simplu în loc să simtă această bucurie, această eliberare, a întâlnirii cu uh, milostivirea lui Dumnezeu din Sfânta Spovadă, ies totuși uh, parcă cu o tristețe, cu o durere. Da. Trebuie să recunoaștem un lucru că această scrupulozitate este de fapt o boală spirituală și orice boală se vindecă dacă uh, ținem cont de tratamentul ce ni se prescrie o boală pe care o avem ne aducem la medic, trebuie să ținem cont de uh, indicațiile pe care le dă medicul și de, de medicamentele pe care trebuie să le luăm. Uh, de multe ori medicamentele sunt amare, uh, nu sunt uh, agreabile. Cu toate acestea, dacă știm ce efect au și anume că ne vindecă, le luăm aproape cu plăcere, deși avem un disconfort atunci când le luăm. Ei, la fel este și când e vorba despre Sfânta Spovadă pentru cei care au această boală a scrupulozității. Ei trebuie să facă un lucru și anume să aibă încredere în preotul căruia îi mărturisesc păcatele și să țină cont de sfaturile pe care le dă preotul atunci când merg la spovadă. Pentru că ei, dacă ascultă cu adevărat de ceea ce le spune preotul la spovadă, încet, încet reușesc să ajungă la pacea și liniștea sufletească pe care o caută prin Sfânta Spovadă. Ascultarea de preotul care este acolo este cea mai bună soluție, pentru că el ne va spune ce avem de făcut, cum trebuie să procedăm atunci când facem cercetarea conștiinței și când facem mărturisirea păcatelor. Din nefericire, de multe ori, este lipsa de încredere pe care o au aceste persoane în sfaturile pe care le dau preoții atunci când merg. O altă recomandare pe care aș face-o este bine pentru cei care sunt scrupuloși dacă și-au găsit un preot cu care ei pot intra mai ușor în dialog, să-l caute când merg la spovadă pe acela și să țină mereu cont de ceea ce îi spun. Și atunci, preotul respectiv, cunoscând mai bine starea sufletească a persoanei respective, îl va putea ajuta. Din păcate, de multe ori, aceste persoane scrupuloase caută mereu alți preot, alt preot, alt preot, că ăsta nu m-a înțeles, celălaltul nu m-a înțeles, celălaltul nu a avut timp, celălaltul a fost grăbit, celaltul. Nu căutăm unul care să aibă dispoziția sufletească necesară să ne asculte și apoi noi să ținem cont de ceea ce el ne spune. la spovadă în afară de aceștia care au această problemă a scrupulozității, să fim atenți că mergem acolo, spuneam și data trecută, mergem să ne acuzăm de păcatele noastre și nu să ne scuzăm de păcatele pe care le-am făcut. Trebuie să accentuăm că eu vin acolo să recunosc faptul că sunt păcătos și că am nevoie de milostivirea lui Dumnezeu. De ce merg acolo? Merg să mă întâlnesc cu Isus și să-i spun Iisuse, am păcătuit, te-am ofensat, îmi pare rău, nu vreau să mai fac lucrul acesta. Am încredere în milostivirea ta infinită, care depășește cu mult păcatele mele. Avem un alt telefon acum, salutăm, lăuda să fie Iisus Hristos. În vecea Am și o întrebare pentru părintele. Sigur. Vă rugăm să dați radioul să-l opriți deocamdată și după aia o să-l să porniți. Da, vreau și eu să întreb ce faci în situația în care te duci la spovadă și dai de câte un preot care nu-ți spune absolut nimic, doar îți dă de dezlegare. Eu câteodată mă duc la spovadă și chiar aș vrea ca preotul să mă certe un pic, să, mă, să fie puțin mai dur cu mine. Și am, am să să dau mereu de preot de, de mai multe, nu de toți, dar câte unii care de și atât, spune da. Aceasta, da? Aceasta este întrebarea da. dumneavoastră, sigur. Mulțumesc mult. Și, și noi, da în, în vecii vecilor, mulțumim și noi pentru această uh, întrebare. E adevărat, se întâmplă. Dacă mai privim un pic și în uh, perioadele acestea în care... Vine Paștele, vine sărbătoarea Învierii, nu prea e ușor, poate, pentru preot să dea prea multe sfaturi, dar, Părinte Iosif, întrebarea era adresată Sfinției voastre, ce părere aveți despre acest lucru? Da, normal și logic ar trebui să fie un dialog. Spovada este un dialog între penitent și preotul de acolo. Ei, nu este suficient dialogul acela care devine de multe ori monolog. Credinciosul spune, preotul tace, nu răspunde nimic, nu întreabă nimic, nu clarifică lucrurile, nici nu dă un sfat și doar atâta. Dă pocăința și dezlegare și apoi spune merge în pace. Ar trebui să fie un dialog al milostivirii lui Dumnezeu. Preotul acolo reprezintă pe Hristos. Să ne aducem aminte că atunci când au venit păcătoșii la Isus, Isus a intrat în dialog cu ei și a ascultat, în sensul că le-a primit mărturisirea păcatelor lor sau recunoașterea păcătoșenii lor sau stărilor de păcat, iar el, în milostivirea lui, ne aduce aminte și de femeia a prinsă în adulter, nu, stă de vă rog cu dânsa, o conștientizează asupra pericolului, asupra păcatului și apoi după aceea îi spune păcatele sunt ertate, mergi în pace. Deci, iată, vedeți, normal așa ar trebui să fie. Dar, dacă ne gândim acum că în perioada aceasta a spovezilor de Crăciun, Paști, mai ales de Paști, preoții nu au timp, nu că nu vor. Dacă facem spovada în afara acestor perioade care sunt așa de aglomerate, atunci putem foarte frumos să spunem, Părinte, vă rog frumos, dați-mi un sfat, dați-mi o lămurire, ajutați-mă ca să mă îndrept, ca să pot să trăiesc o viață creștină mai profundă. Cu siguranță că încet, încet veți găsi măcar un preot și apoi îl veți căuta pe acela când mergeți la spovadă, care știți că puteți intra în dialog cu dânsul, evitându-i pe ceilalți, nu pentru că nu sunt buni, ci pentru că dacă n ajungeți la, într adevăr la un dialog cu aceia, căutați pe altcineva și eu zic că veți găsi mai ales în comunitățile, în localitățile mari unde sunt mai multe parohii, unde sunt mai mulți preoți. Sau dacă sunteți la sară și aveți doi preoți, vedeți, unul din ei s-ar putea să fie. Sau când se anunță în biserică, va veni un preot din altă parte. Mergeți și căutați-l pe acela. Avem un alt ascultător care ne-a sunat. Alo? Îl doar să fie Iisus. În vecii vecilor. Aș avea o întrebare. Dacă într-o sărbătoare sau duminică nu mă duc la biserică, E, și mă duc dumnei ca să sărbătoare următoare, mă pot comunica dacă fac o părere direu de fără să, să mă spovidesc. Da. Aceasta era întrebarea, da? da? Mulțumim mult, mulțumim mult și sincer, chiar la un moment dat și eu voiam să, să amintesc părintelui să vorbim despre acest lucru. Mulți au. Uh, mulțumim uh, pentru telefon. Mulți au și această conștiință să spună: Dacă nu m-am spovedit uh, special pentru această Sfântă Liturghie la care să mergem, nu să luăm și Sfânta Împărtășanie. Uh, au impresia că uh, nu pot să, să, să meargă la Împărtășanie. Tocmai ceea ce spunea și ascultătorul nostru. Da, dacă cineva lipsește de la Sfânta Liturghie, Duminica sau într-o sărbătoare de poruncă, pentru că nu vrea să meargă la Sfânta Liturghie, acesta face păcat de moarte. Nu poate după aceea să facă un act de căință de săvârșită și să împărtășească. Nu, trebuie să se spovedească. Dar, dacă cineva este bolnav, nu poate să meargă la biserică. Să spunem, afară este foarte frig, iarnă. Este ghețuș și nu are stabilitate, nu poate să meargă pentru că sănătatea lui e precară. Ei, acela nu lipsește din vina lui. Dar dacă altul merge la piață și face vinde sau cumpără și zice că, păi, dar n-am avut timp, trebuia să-ți faci timp în cursul săptămânii să mergi la piață și când e Sfânta Liturghie, de duci la Sfânta Liturghie. Deci, numai dacă cineva are un motiv foarte grav sau o mamă care are un copil bolnav s-a îmbolnăvit sâmbătă, pe neașteptate. Și duminică, sâmbăt, seara, sâmbătă, noapte, au trebuit să meargă copilul la spital. În ziua de duminică a stat cu el acolo la spital. Ea, sărmana, n-a putut să meargă la biserică. Dar în rest n-a făcut niciun păcat. Are conștiința curată. Dacă duminica viitoare merge la biserică, poate să meargă liniștită să se împărtășească, pentru că ea n-a făcut păcat. Ea a făcut un act de caritate față de copilul ei. Nu spune Iisus cine a, avut grijă de unul dintre cei mai mici ai mei, mie mi-a mi făcut acel bine. Așadar, nu trebuie să facem o spovadă de fiecare dată când mergem la împărtășanie. Și important este să nu avem păcate de moarte pe suflet. Facem acum o mică pauză, introducem rubrica din Biblie și revenim apoi pentru a vorbi despre pocăință, despre îndestulare. Lămuriri din Biblie Am un prieten care nu este catolic. Mereu îmi spune că nu-i bine că am fost botezat de mic copil. Îmi citează din Biblie că botezul a urmat întotdeauna după ce oamenii au crezut. Persoanele despre care faptele apostolilor relatează că se botează, mai întâi cred și după aceea sunt botezate. Prietenul îmi subliniază că e vorba de o credință personală, nu a părinților, a nașilor sau altora în locul celor care se botează. Printre altele, îmi spune că și atunci când Isus îi trimite pe apostoli, le spune, cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Mai întâi credința și apoi botezul. Cum i-aș putea răspunde? Evenimentele realitate de fapt de apostolilor și de alte izboare ale începuturilor creștinismului se referă la prima vestire a Evangheliei. Și în aceste cazuri se spune că au fost botezați și a poruncit ca ei să fie botezați în numele lui Isus Hristos și crede în Domnul Isus și vei fi mântuit tu și casa ta. Și i-a ovestit cuvântul Domnului lui și tuturor celor care erau în casa lui. Luându-i chiar în casa acela din noapte, le-a spălat rânile și îndată a fost botezat el și toți ai lui. I-a dus apoi în casă, a pus masa și s-a bucurat cu toată casa pentru că a crezut în Dumnezeu. Nu se spune că au fost botezați doar cei cu majoratul. Înainte ca noi să-L alegem pe Dumnezeu, Dumnezeu le-a ales pe noi. Botezul este un har, un dar al lui Dumnezeu nemeritat, care ne primește în mod necondiționat. Credința nu este moneda de schimb cu care ne merităm botezul. Părinții credincioși doresc, vor, procură ceea ce este mai bun pentru copiii lor. Cu siguranță vor, în primul rând, botezul prin care copilul este scos de sub influența păcatului strămușesc și de sub puterea morții. Botezul copiilor presupune ca părinții creștini să-l introducă pe copil la credință. Botezul nu poate să fie impus nimănui. Odată primit în copilărie, el trebuie să fie aprobat mereu, trebuie să fie confirmat prin viață în mod liber și responsabil ca să aducă rod. Ai priva pe copii de primirea botezului în numele unui liberalism greșit înțeles, este ca și cum nu i-am iubit până când nu ar fi dispus să accepte iubirea cu discernământ. E ca și cum nu i-am învățat să vorbească până când nu ar alege cu maturitate care este limba în care vor să vorbească. Lămuriri din Biblie. Dragi ascultători, am revenit în direct din studioul Radio Maria din Iași, vorbim despre spovadă, încercăm să clarificăm ceea ce înseamnă destularea sau pocăința împreună cu Părintele Iosif Enășoaie și să vorbim, Părinte, despre această clarificare ce este pocăința care se cere la spovadă? Pentru că noi știm și în această perioadă a postului mare, suntem invitați la pocăință, facem pocăință, de fapt nu numai în timpul postului mare suntem invitați la pocăință, dar la, ceea ce, la ce se referă pocăința legată de spovadă? Atunci când cineva săvârșește un rău, trebuie să și îndrepte răul făcut sau dacă vreți să-l ispășească. Vedeți și în lumea um, civilă, dacă cineva a încălcat o lege, plătește uneori plătește cu libertate pentru că ajunge în închisoare, alte ori unii, datorită gravității faptei făcute, o plătesc cu viața, pentru că sunt pur și simplu executați. Ei, când e vorba de păcate, se cere ca noi să i spășim ceea ce am făcut rău, să i spășim răul pe care l-am făcut, iar pocăința aceasta înseamnă tocmai posibilitatea de a îndrepta ceva din răul pe care l-am făcut sau, dacă vreți, în ofensa pe care am adus-o lui Dumnezeu și semenilor noștri. Și atunci, ca semn că noi suntem dispuși să îndreptăm răul făcut, acceptăm această pocăință, acceptăm să ispășim păcatele pe care le-am făcut. Aceasta este semnificația îndestulării sau a împlinirii pocăinței. A îndrepta răul pe care l-am făcut prin anumite acțiuni fie prin rugăciuni, fie prin fapte de caritate, fie prin pelerinaje, fie prin post. Sunt atâtea posibilități de a ispăși păcatele noastre. Și când ar trebui făcută această pocăință? Dacă preotul care ne dă pocăința nu specifică timpul în care să facem, să facem cât mai curând posibil această pocăință. Dacă însă specifică azi, mâine și poiune, să faci această pocăință, să spunem, să te rogi un rozariu în fiecare zi, începând cu ziua de astăzi, trei la rând. Ei, facem atunci când ni se cere. Sau o săptămână sau o lună de zile ni se dă un canon de pocăință, anumite fapte pe care trebuie să le facem. Le facem în perioada prescrisă. Dacă nu specifică perioada, atunci să le facem cât mai curând pentru a nu uita. Sigur că sunt anumite pocăințe pe care preotul încearcă să ne le impună în funcție de gravitatea păcatelor noastre, care pot să dureze o perioadă mai lungă de timp și care să trebuiască să fie făcute cu foarte multă, să spunem, rigurozitate. În sensul că, fiind păcate grave, fiind păcate multe, atunci și pocăința și ea va fi mai mare în funcție de aceasta. Oricum reținem că de cele mai multe ori pocăința pe care o primim noi la spovadă este mult, mult mai mică decât aceea pe care ar trebui să o facem. Noi, din proprie inițiativă, ar trebui să adăugăm la pocăința pe care ne-o cere preotul ca să putem primi dezlegare, să adăugăm noi altă pocăință, în sensul să facem mai mult sau să o dublăm sau să o triplăm, pentru că ne dăm seama că această pocăință este insuficientă în comparație cu răul pe care noi l-am făcut. Și ceea ce nu vom ispăși în această lume pentru păcatele iertate, va trebui să ispășim dincolo. Putem, de exemplu, să oferim ce? Suferința noastră, o boală. Cineva are o boală, o boală poate serioasă, gravă. Poate să ofere ca ispășire pentru păcatele săvârșite în viață. Uneori cineva ajunge din cauza păcatelor personale, din cauza vicilor care a ajuns, să-și deslugă sănătate. Acum să ofere lui Dumnezeu boala respectivă ca ispășire pentru păcatele făcute. Și atunci, iată, Dumnezeu poate să-i acorde iertare pentru păcatele acelea, ispășindu-le deja aici cu boala pe care o îndură, o acceptă și oferă lui Dumnezeu unindu-o cu suferințele lui Sus pentru ispășirea propriilor păcate. Când vorbim despre pocăință pe care trebuie să o împlinească acest penitent, cel care merge la, la spovadă, el, penitentul, poate să schimbe această pocăință? în general nu poate să schimbe pocăința, el va trebui să țină cont de pocăința dată, pentru că preotul o dă în conformitate cu gravitatea păcatelor. Dacă se întâmplă că cineva nu poate să facă pucăința pe care o dă preotul, va trebui atunci imediat când preotul îi dă, pocăința să spună, părinte, vă rog frumos să-mi dați altă pocăință pentru că pe aceasta nu o pot face. Motivul care? De exemplu, să faci post, îi spune preotul. Nu pot, părinte, pentru că eu sunt bolnav sau sunt bolnavă și medicul mi-a prescris o anumită alimentație. Vă rog să-mi dați altceva, o rugăciune, o pomană, o altă faptă bună, dar nu aceasta pentru că n-aș vrea să nu o pot face. Avem un alt ascultător în direct, îl salutăm, lăuda să fie Isus vă ascultăm. am, am o rugăminte, avem, dacă mă puteți lămuri în legătură cu Sfântul Mastru, dacă este bine să-l primim, de câte ori putem să-l primim, să primim, primim în viață? Vom... Uh... terapie intensivă, o vine Părintele Moscovedi și am chiar ușor Sfântul Mastru. Da. Da. M am simțit atât de bine după după Sfântul Mastru m-am liniștit și m-am simțit și eu în brațele Lui Dumnezeu după operație grea. Da. Succes. Doamne ajută să, să aveți curajul și să duceți înainte această uh, cruce pe care o aveți uh, de purtat. Mulțumim pentru telefon. Da. Chiar dacă nu este legat de strict de spovadă, pot să vă spun că atunci când cineva are o boală gravă, poate să primească această ungere a bolnavilor. Dacă se întâmplă că boala se agravează, tot în cadrul aceleiași boli poate să fie repetat Sfântul Maslu, dar numai dacă se agravează boala. Pentru aceeași boală, dacă nu se agravează, nu este recomandat să se facă din nou Sfântul Maslu. Da. Părinte, din păcate nu mai putem să introducem rubrica de sănătate astăzi pentru că mai sunt uh, câteva lucruri pe care aș vrea să le discutăm și să încheiem discuția noastră despre spovadă, despre aceste elemente uh, în cadrul Sfintei Spovezi. Aș vrea să vă mai întreb, uh, pentru că eu cred că uh, cât privește pocăința și uh, această destulare s-au clarificat anumite lucruri, cât de des să ne spovedim? Da, ori de câte ori am avut nefericirea să facem un păcat de moarte, este recomandat să mergem cât mai repede posibil la Sfânta Spovadă. În rest, dacă nu avem păcate grave de moarte, atunci este bine să ne spovedim atunci când considerăm că, într-adevăr, este nevoie să ne purificăm de, și de păcatele mici. Vedeți, este ca și cum am face curățenie în casă, o spovadă de aceasta, când e vorba de păcate mari, facem o curățenie generală în casă. Dar sunt și situații în care punem mâna pe mătură sau aspirator și adunăm praful care este acolo. Ei, pentru păcate de mici este ca și cum am aspira praful, ca și cum am face curățenie, pentru că vrem să fie totul în ordine. La fel este și în situația aceasta noastră a vieții spirituale. Dar când e vorba de păcate de moarte, să nu amânăm spovada, să o facem cât mai curând posibil ca să nu intrăm sub stăpânirea celui rău, căci acela care să păcatul devine scrabul satanei și diavolul poate să-l ducă la păcate din ce în ce mai multe și mai grele. Cu cât ne eliberăm mai repede de sub stăpânirea lui, de păcatul de moarte, cu atât noi putem progresa în viața noastră creștină spirituală și ne conformăm viața noastră mai bine cu voința lui Dumnezeu. Haideți să mai vorbim un pic în câteva clipe despre spovada generală, pentru că nu prea am vorbit despre această spovadă generală, ce presupune această spovadă generală și cine e bine să facă această spovadă și în ce moment. Spovada generală înseamnă recunoașterea tuturor păcatelor pe care noi le-am săvârșit în întreaga noastră viață. Se recomandă să fie făcută de aceea care își dau seama că la un moment dat au făcut o spovadă rea. Ce înseamnă spovadă rea? Au ascuns, de exemplu, la spovadă păcate grave, din jenă, din nu mai știu din ce motive, au făcut o spovadă rea. De la spovada aceea rea, toate celelalte spovezi, chiar dacă a încercat să le facă bine, nu sunt. Adică nu a primit iertare de păcate. Pentru că o spovadă rea face ca următoarele spovezi după ce rea să fie toate fără iertare de păcate. Noi trebuie să avem dispoziția necesară ca atunci când mergem la spovadă, să dăm dovadă de cea mai mare sinceritate. Apoi se recomandă să facem această spovadă generală atunci când trecem de la o stare de viață la alta să spune, cineva ajunge să se călugărească sau cineva ajunge să fie sfințit preo sau cineva se căsătorește și vrea să intre în această nouă stare de viață cu sufletul cât mai curat și are anumite rețineri cu privire la spovezele anterioare. Atunci este bine să facă o cercetare foarte serioasă a conștiinței și o spovadă generală știind că din momentul în care a trecut la o altă stare de viață, toate păcatele anterioare îi sunt iertate și acum intră cu sufletul curat în această nouă stare de viață. Dragi ascultători, Părinte Iosif, ne apropiem de finalul ediției de astăzi a emisiunii Frumusețea Credinței. Dragi ascultători, eu cred că v-am fost, v-am ajutat poate un pic mai mult în aceste zile, în această perioadă a postului mare pentru a vă pregăti pentru spovadă. Și noi ne dorim să dea Domnul ca aceste învățături, aceste gânduri, aceste lucruri pe care le-am discutat să vă ajute cu adevărat să faceți o spovadă bună și să simțiți cu adevărat bucuria acestei dezlegări a bucuria a primirii iertării din partea lui Dumnezeu. Avem așa de mare nevoie să ne simțim liberi, să ne simțim cu sufletul curat și să participăm la tainele pe care le trăiește Biserica în aceste zile. Suntem în săptămâna mare, începem peste câteva zile și tridumul pascal în care ne amintim ceea ce a făcut Dumnezeu, marea sa milostivire, cum ne-a iubit și cum ne iubește și să dea Domnul ca alături de Hristos prin suferința moartea sa să ajungem și noi la înviere. Părinte Iosif vă mulțumesc mult pentru participarea la aceste ediții ale emisiunii Frumusețea Credinței vă mai așteptăm cu siguranță și la alte ediții. Un ultim gând pentru ascultătorii noștri da ce mi-aș dori este ca, dacă mai apar nelămuriri cu privire la acest sacrament, să ia contactul cu părintele Adrian Blăjuță și să trimită, fie prin telefon, fie prin alte mijloace, nedumeririle, problemele care sunt. Și noi vă promitem că. Vom face o ediție, să spun, specială în care vom încerca să răspundem la nedumeririle dumneavoastră. Și ne-am bucurat dacă, după ce am făcut această, aceste emisiuni, dumneavoastră ați răspunde la aceasta și uh, ne-ați uh, spune, nu că ne lăudați, ne apreciați, ci că aveți nevoie în continuare de lămuriri legate de aceste emisiuni. Eu sper să mă ierte ascultătorii noștri pentru că acum ar trebui să urmeze intenții de rugăciune. O ascultătoare ne-a scris pe Facebook, dacă nu-și mai aduce aminte cu -ă, exact pocăința pe care a primit-o la spovadă, poate să dubleze sau să facă rugăciuni, alte rugăciuni? poate să facă alte rugăciuni dacă nu-și mai aduce aminte. Important este ca să aibă dispoziția sufletească de a face pocăință. Acesta este lucru cel mai important. Iar dacă cineva din întâmplare, din nefericire, uită uh, pocăința, poate să facă ceva uh, chiar mai mult decât a primit, ca să fie sigură că a făcut ceea ce s-a cerut pentru aceasta. Și să spună la sfovada următoare, părinte, eu am uitat pocăința, dar am făcut altă pocăință și cred că am făcut mai multă decât cea pe care mi s-a prescris. Mulțumesc frumos, dragi ascultători, vă las în compania Radio Maria, încheiem aici ediția de astăzi, lăuda să fie Isus Hristos!